Astăzi am venit la Ice Island și urmează să ne jucăm Brawl Stars. Salut! Bine, mă! Silent nu s-a mai jucat de vreo 15 ani Brawl Stars, așa că astăzi vom băga foarte mulți bani să înțeleagă despre ce este vorba. Avem o provocare pe astăzi și provocarea sună în felul următor. Am o singură încercare pe Solo Showdown, iar dacă voi pierde, trebuie să cumpăr tot Brawl Pass-ul până la capăt. Este destul de mult, așa că sunt extrem de curios cam ce se întâmplă. Silent, vreau să-mi zici, câștig sau pierd? O să pierd și trebuie să bagi 250 de lei să cumperi toate gemurile posibile, 900 de gemuri. Hai să vedem. Bun, tu alegi cu cine mă joc. Ce brawler este? Nu știu că există. E ultimul brawler, practic. Kit. No, no, da, că ți arăt. What? Nu mă lasă să mă joc cu Kit. Deci, atent. Bă, pe vremea mea, deci când mă jucam eu Brawl Stars. Bă, eu nu știu să mă joc cu ăia. Te rog, nu cu Frank, nu cu Frank. Și ai și skin? Nu. N-ai niciun skin? Doamne. Nu cumpăra. Să vedem. Bă, de ce mi-ai cumpărat skinul ăsta? De skinul ăsta chiar e șmecher, joacă cu ăsta. Doamne, uite-te și tu ce face omul meu. Bă, este cel mai urât skin. Bă, e frumos rău, chiar mi-e place. Bro, este cel mai urât skin ever. Și acum, fii atent. Dacă ai pierdut ăsta, bă, dacă l-ai pierdut pe ăsta, ce se întâmplă? Păi trebuie să cumperi tot rolul. Bro, dar o să câștig, știi că e prea ușor să câștig. Uite, deci tu n-are cine să-mi facă față. Mai e tot un, uite, mai am cum Frank în meci cu noi. Fii atent, uite, o să mă duc, îți alege tactica să Sami. Dacă l-ai pierdut pe ăsta, avem respect. Dacă l-am pierdut pe ăsta? Nu, că mă duc și dau-l ăsta așa. Și fii atent, explică că dacă câștigi, o să fie episod normal, gen ne jucăm. Da, exact, da. Okay. Dar vreau să mă duc să mă bat cu Kit asta. Da, uite cât de OP. Uite cât de OP e Frank. Doamne. Bă, chiar e prea OP, zic sincer. Tutul ăla a bătut unul. Gen ăla, uite de acolo, avem pisica aici sus de tot în buș. Ce să faci ca pisica? Bă! Da. Vino aici! Băi! Da, mă, ultima! Băi! Na, poftim! Băi, da, m-a bătut că m-a prins între doi! Ba, o încercare! Ba. O încercare! Mai vrei o încercare? Mai vreau o încercare, îți dai seama că mai vreau o încercare, că trebuie să mai... Să ok, fii atent, dacă lumea dă like, îți mai dau o șansă, bă, dau doar toată una. Lumea să aveți pe butonul like. Oricum, bun. Practic nu-i corect, că deja trebuie să cumperi, dar hai încă una, hai. Bine, ok, hai să mai dăm una, îi dăm așa, îi dăm... Un trofeu! Un trofeu, am primit-o cu Frank? Da, nu, acum îți fac... Doamne, mi-alege altul, fii atent. Da, chiar dacă tot, uite, dacă toată lumea dă like pe clip, ia să vedem pe ce putem să cheltuim noi 100 de gemuri. Mă, nu da, mă, nu da, ia 100 de gemuri. Deci, fii atent, ia să intrăm. Bă, nu mai, bă, fără mișto, hai, dă-i direct, dă-i direct. Alege tu un de ăla și hai, dă-i direct așa. Dă-i cu gemurile alea, lasă-le, că le folosim după. Doamne, cu Poco! Nu mai da upgrade-uri pe Poco! Pe Poco? Nu mai da pe Poco! Uite-te și tu îmi da upgrade-uri pe Poco, îmi folosește... Bun, fii atent, intrăm aici, uite, colectăm mănuții ăștia. Bă, te rog eu frumos, dă, hai, dă-mi le-ai ales pe Poco, dă-i. Bă, dar de ce nu mă vrei să mă joc cu Poco? Da, mă, și fii atent, dacă îl pierzi pe ăsta, cumperi ăla odată, că trebuia să-l cumperi deja. Bă, trebuia să-l cumpăr, ce-i drept, așa e, dar... Ce să faci? Uite, e câștigat meciul, gata. Da. E chiar câștigat meciul. Da. Bro, dar n-are cum, eu zic. Bro, cum e? De sincer, ce? Dacă tu câștigi cu Poco, eu mă spart de râs. Bro, sunt cel mai bun jucător de Poco, cred că. Bă, gen, din câte știu eu, la drumul și eu de-am, poate, ca suport sau ceva. Deci am dat până acum 180 de hituri în asta. Deci fii atent, eu îți demonstrez ție că eu, Zăsami, câștig cu Poco. N-ai voie să. Deci ascultă-mă, uite-te aici, uitați-vă în ochii mei. Eu promit că eu o să câștig cu Poco, ascultă-mă aici. Gen, crede-mă, mai sunt 6 oameni în viață, o să fac timp cu toți. Bine, nu fac timp, că nu-mi place să fac timp, zic sincer. Dar eu, Zăsami, câștig cu Poco. N-ai voie să joc cu Poco, bro. Ok, pregătește-te. Nu ai voie să joc. Hai să cumpăr! Cum e posibil? Hai, la cheltuială, Zăsami. Doamne! Deci traseul tău este shop, deci frumos. Dăm pe shop, dăm așa aici. Și fii atent, atenție, la 900, deci fii atent. Bă, nu, eu am o idee, Hai să mergem prima oară să cheltuim toți banii. Nu, de fapt, nu, ce, mă, mă, nu, ce bă, să mai bă, dăm deci, direct. Nu, lasă-mă pe mine aici. Hai, dăm direct pe 200. Deci, dar atenție, fii atent, iei 950 de gemuri. Bă, atenție, deci voi nu înțelegeți, 950 de gemuri. 250 de lei, câte șaurme îți luai de 950 de lei? De 250 de lei, mamă, ne rupeam. Atenție, primești 20% plus 20% mai mult. Ok, deci dacă noi am fi luat de mamă, uite-te și tu, de 10 lei practic, mamă, primești 30 de gemuri. Ok, și noi primim practic cu 20% mai mult de valoarea de 250 de lei. Dar nu, cred că primești peste 950 de gemuri. Nu, e 950, ăla e tot ce primești tu.
Ba nu, eu cred că primești plus 20% din 950. Nu, păi, n-are cum. Eu zic să încercăm. Hai să vedem. Ok, hai să-i dăm. Dați like, deci hai dăm să 3, 2, 1. Stai, avem o problemă. Nu se văd gemurile. Păi ia vedeți, mă. Deci în momentul de față 107 gemuri. Da. Și special pentru acest moment ne luăm și ne mutăm aici. Și acum, și acum uitați-vă cum apar gemuri. Da! Și Și gemuri. Bine, mă. Mamă, câte sunt, iată cum se duc. 1000 de gemuri. Bine, mă. Mamă, am seama întâi de dată. 1057 de gemuri. Doamne, tu dai seama câte gemuri sunt astea? Bun, bă, stai, n-avem voie să ne ducem în shop. Am promis că mergem și cumpărăm tot Brawl Pass-ul, gen, hai, absolut tot. Uitați-vă și voi. Și noi avem, pe lângă Brawl Pass-ul normal, avem Brawl Pass Plus. Brawl Pass-ul care costă mai mult, practic. Ok? Hai. Și acum e o chestie nouă, înainte să-i zic și lui Silent Kill, probabil nu știe. Acum tu nu poți să mai cumperi cu gemuri Brawl Pass-ul. Îl cumperi cu bani real direct, nu te mai lasă. Puuu, nebunie. Hai să vedem, dăm. Primul, 30. Mamă, 100. Ok, mamă, îl vrem. Încă. Îl vrem. Continuăm. Îl vrem. Îl vrem și pe următorul. Și pe următorul. Mamă, cum se duc gemurile? Bă, e destul de satisfăcător. Mamă, dar ce sunt astea? Că nu sunt satisfăcătoare rău astea. Ce sunt astea? Alea se numesc blinguri. Mamă, cât de bine arată. Arată bine rău de tot. Vreau să vă zic că nu o să mai cumpăr după nivel 30 dacă nu apăsați toți pe butonul de like în momentul ăsta. Când toată lumea în momentul ăsta merge să apasă pe butonul de like pentru aceste 1 miliard de gemuri. Hai să-i dăm așa, îi dăm puțin mai tare. Hai mai cumpărești tu câteva, Silent, că m-am făcut de aici. Abia așteam de Silent să cumpere, bine mă. Mamă, okay. Deci îmi plac rău astea, astea le iubesc. Ok, bine, o să le... Dar la ce le folosești? Îți cumperi skin-uri, îți cumperi chestii cu ele. O să ne uităm după, vedem, că oricum o să avem tot Brawl Pass-ul, gen, da, știi? Da, dacă sunt în total 50. 50, da, 50. Și la final, deci, la final ai the... First title. Nu știu, n-am jucat niciodată cu titlul, nu știu și care. E legendar, am văzut. Da, și da, nu știu, vedem ce primim. N-am nicio idee. E prima oară când cumpăr ăsta așa direct. Mamă, uite-te, fii atent, așteaptă. Uite-te la 1000 ăla cum face cu mâinile în spate. Fii atent, așteaptă. La 1000, 1000 de coins. Fii atent, ăla de sus. Hai, bă. Nu face, mă, bun. Bă, nu mai face cu mâinile. Și ultimul tier. Bine, bă. Și acum hai la unboxing, gen. Hai să le luăm pe toate. Da-mi ex, dăm să le iau eu. Hai. Hai să le luăm așa pe direct. Jap, îi dăm. Bum, 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 bum. Dăm cu astea. Bum, drr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 
points avem aici, Silent? Uite, astea sunt chestii noi, jap, jap, jap. Tot timpul vrei să-ți dea mai mult, gen. Uite-te că tu iei ăsta. Boxurile? Da, nu mai există boxuri, sunt astea practic. Și tu când dai tap, ai o șansă să-ți pice o chestie peste rară, gen. Bătrân versus tânăr. Da, bă, bătrân versus... Mamă, Silent e cel mai bătrân. Ok, mamă, cât e satisfying când îți dă tot. Uite, și dăm ăsta așa și când eu dau tap, poate să se schimbe din rar. Uite, vezi, în super rare. Și epic! Bun. Și după aia e legendary și mitic. Păi și unde-s brawlerii? Uite aici, uite-l pe ăsta. What? A, păi îți alegi tu ce brawler. Da, aici poți să-ți alegi ce brawler vrei tu. Nici nu știu, n-am nicio idee ce. Nu i-ai pe toți deja? Nu. Sam, că e Samuel. Sam, de la Samuel? Bă, nu, gen, nu o să le iau pe Sam. Nu, vreau să-mi iau astea, 1000 de astea. Păi de ce vrei să-i iau 1000? Că nu-mi place niciunul de aici, zic sincer, și am eu o altă tactică, mă crezi? Să faci colecție de brawler. Ascultă-mă, că eu vreau să fac o tactică. Aici se numește tactică, ok? Uite, pentru că aici ajungem și eu urmează să îl iau. Bă, nu ăsta! Gin! Pe, îl iau pe... pe Byron, că cu ăsta se mai joacă Andresita. Pe Byron. Tu aici strângi niște bănuți și tu deblochezi cu ei, gen, uite-te. Nu mai înțeleg jocul ăsta. Cum nu mai înțelegi? Super rare. Așa sună aici. Deci eu acum am făcut exact ca în joc. Super rare. O, mai multe gemuri. Bine, mă. O, uite, ne-am mai primit încă 10 gemuri de la Brawl Pass Plus. Și mai dăm așa în continuu, jap, 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 jap. Dă-ne, mă, și nouă unul mai mare, fratelu. Bă, Sami, pe vremea mea aveam boxuri, trebuia să-ți dea item. Uite, da, bă, epic, tot epic, doamne, ce porcărie. Deci eu, în momentul de față, mi-mi speră o prostie ce văd în față. Da, așa este, gen, nu mai există chestii de genul ăla, poate pentru că nu vor să mai existe chestii de alea cu șansă, știi? Bă, frate, deci eu când pe vremea mea cu boxuri era frumos. Bă, și eu mă jucam pe vremea ta, Silent. Mă, bătrâne, ce ai?
Așa, hai să-i dă-i aici, mă. Bă, dar dă-mă unul mai mult de supărări, nu vrea să-mi dea. Doamne, ce porcărie. Chiar sunt supărat și eu vreau să zic care este tactica. Hai să-ți explic. Care este tactica? Tactica mea este următoarea. Eu vreau ca să iau cât mai multe așa, mai dăm aici încă 10, hopa. Tactica mea este să adun toate chestiile astea ca să îl fac pe Byron ăla și eu după să-l iau pe Leon, pentru că eu nu l-am pe Leon, ce-ți vie să crezi? Nu. Ba, eu nu l-am pe Leon. What? Leon cred că a fost prima mea, nu cred că a fost prima mea legendară, dar pe prima mea erau trei legendare doar. Da, era Spike, Leon și Crow. Crow, da. Exact, da, gen, da. Bă, dacă nici eu nu mai știu. Bă, dar tu vezi cât durează ca să dăm cu astea? Da, eu zic că ai seara să... Zi. Acum e gen full dopamină, știi? Acum da, chiar e full satisfying, e tare rău de tot, îmi place ce se întâmplă. Salutare, nu uitați să dați un like la acest videoclip, pentru că dacă nu o să dați like, lăsa-mi eu să se supere. Epic! Bine, bă! Ok, scuzați-mă că țip aici, dar haide să îi cerem părerea lui Zasami. Bă, este o părere foarte interesantă, mi-aș fi dorit puțin mai multe reward-uri din acest battle pass. Dar domnule Zasami, cum vă simțiți să aveți tot Brawl Pass-ul? Bă, mă simt destul de bine, uite, tocmai o cromatică, aceasta este o cromatică, a, este da, un skin, nici nu știu pe ce caracter e ăsta. Bă, ce faci, mă? Domnule Zasami, cum mă simțiți? Doamne, omul meu e full reporter, dai silent. Da, deci, practic, în această minunată zi, domnul Zasami are tot Brawl Pass-ul. Da, prima persoană din lume cu full Brawl Pass. Deci full Brawl Pass și Brawl bă, Pass... Bă, un skin pe... Asta e cromatică, de fapt. Midori paletă. Ok, asta ok. Silent la Brawl Stars. Paleta. Paleta. Vezi, dăm și unul V1, nu? Bă, nu dăm unul V1 neapărat. Football! Ne jucăm un 1v2. Brawl Pass. Okay. Cât de skin-uri îmi dă pe asta? De ce îmi dă ping cu paletă? Nu știu, mă, Sami, mi se pare că ești cam noob. Păi și la final... Legendary! Ce mi-a dat? Star mi-a dat Power! Fii atent, deci, că m-a jucat ultima deci, oară cu pe Poco. Vremea mea când aveam un loc în box și vedeam Star Power în loc de brawler. Ce asta? The first title can be shown or better called. Fratello, ce se întâmplă? Vreau să ziceți în comentarii dacă am ratat ceva, eu nu cred că am ratat, vă zic sincer. Păi și aia ultima ce e? Ia mai de pe ultima. Aia ultima. Bonus reward. Get more better, get random reward. Primești ceva random, cred. Atât. Deci tu pe ce ai dat 250 de lei? Ce ai primit semnificativ? Asta, atât. Ce? Nimic! Doamne, nimic! Am primit? Ce am primit? Nici nu știu pe ce e skin-ul ăla, iSilent. Eu nu cunosc pe ce e skin-ul ăla, tu înțelegi? Eu nu știu pe ce este skin-ul pe care eu l-am primit. Eu asta zic sincer, nu știu pe ce e skin-ul ăla. Bă, sunt șocat. Deci chiar eu nu înțeleg. Ce este skin-ul ăla? Eu nu știu pe ce e skin-ul ăla. Hai, iSilent, intră, bagă-l înapoi și hai să ne pregătim de un duo. Am aflat pe ce este, noul skin este pe Colette. Tocmai ți-am adus un Colette, iSilent. Bă, ia uite câte skin-uri am, îți place? Bom, 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 bom. Deci tot Brawl Pass-ul a fost... Sunt kawaii, da, exact. O să mă joc cu Pinku. Așa, vreau să zic iSilent că tu trebuie să intri acum. Bă, stai că nu l-am ales pe Pinku. Lui iSilent îi vom da share invite code. Mamă, Silent se joacă full frank. Gen, cum e posibil? Eu vreau... De ce Brawl Ball, mă? Bagă și eu de acolo. Da, da, ai dreptate. Așa puțin, dacă tot avem ăsta, trebuie să ne facem niște upgrade-urile. Bine, mă! Dăm așa niște upgrade-uri. Full setis, mă. Full max level, nici nu mă interesează. Na-a. Na, Electra Shaper Charge, Colette. Gacha! Ok, hai să luăm ăsta că vreau să dea cu ăsta așa puternic. Să vedem ce gear îi luăm. Îi luăm unul să folosească unul în plus. Asta l-am învățat de la X-Slader, că a fost antrenorul meu, ca să știm. Personal. Antrenor personal. Un Star Power, ce să vedem. Așa. Da, uite, dăm cu ăsta, nu știu ce face, dar probabil că e bun. Dacă nu e bun, ziceți-vă în comentarii și mă certați după mai târziu. Și mai luăm un gear aici, vreau să iau. Uite, îi luăm shield-ul. Shield-ul am auzit că e destul de OP. Și cred că atâta, nu? Da. Nu, super-ul nu vreau să-l... Hyper-ul ăla sau cum se numește. Bun, hai să-i dăm mai silent, îl avem rank 11. Pentru că așa ne place nouă. Cred că este un campion, un brawler destul de bun. Tu ești un brawler foarte bun. Da, ne-am mutat direct pe partea dreaptă. Și hai să vedem silent. Hai să vedem primul match cu iSilent pe Brawl Stars în 2024. Am emoții. Ești pregătit? Da. Eu nu. Mamă! Următorul meu hit dă mult, ca să știi. Și o să-l dau în ăla. Bum! 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 L-am spart. Deja e ultima, dacă nu știu. Simplu. Când bagi mulți bani, ai tot ce vrei în jocul ăsta. Alo! Alo! Ăla vrea să sară cu... Ăla vrea să sară cu picioreta în mine, Silent! O, ăla s-a dus jos, bă. Bă, s-a dus jos ăla. Ia să-i dăm așa. Ia, hai, păzește-l, păzește-l pe ăla, păzește-l. Bum! Bum! Bum!
Bum! Mamă, ce stare ala. Oh no! Our table! Oh no! Bă! Ce-a făcut mă, Sami? Mă, Silent, ce-ai făcut? Bă, frate, păi eu sunt vechi aici. Bă, fece McGregor ne-a bătut. Ai venit la perfecție, Silent. La perfecție ai venit. Silent măcar, gen, după 16 ani de joacă. Bro, băi, sunt un miliard de oameni acolo. Bravo, mai iau unul aici în tupă, l-am spart eu. Hai să ne ducem puțin mai sus ca să, să ne refacem HP-ul, ce zici? Tu să-ți respart. Tu să-ți respart. Vino, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Hai să refacem HP-ul. Fece Gabriel, fece Cojasca, te-ai dus, fratelo, respect. Showdown. Solo, showdown. Bag ulta. Beam, beam. Nu, ne-a bătut ăla. Iată mă, bravo mă, bravo, a fost ok, a fost ok. Bă, vreau să-ți arăt un campion tare rău de tot, un brawler care probabil o să-ți placă rău. Care o să-ți placă rău de tot, ai Silent, iată. Ăsta este brawlerul care ți-o să-ți placă. Tu o să iubești brawlerul ăsta. Eu nu știu ce brawler e ăsta. Bun, tu nu trebuia să joci cu ce ai aici. Tu trebuie să joci cu un brawler care sare pe mine, care sare după mine sau care dă de la distanță. Pentru că tu nu o să poți să te ții după mine, ok? Crow? Păi... sau Dynamite? Aia zic eu că era mai bine, sincer. Uite, eu mă bag în cutie și pe mine nu mă vede nimeni, eu sunt invizibil acum. Lol. Full invizibil, așteaptă puțin, așteaptă. Sunt o chestie, sunt o cutie, sunt un colet, gen. Bă, pleacă mă de aici. Hai, hai, bă, 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 bă. Nice, Silent. Rico, Rico e ăla. Doamne, s-a dus aici să... n-a fost meciul nostru ăsta. Ai, știu dreptatea ta, ce să mai zic. Așteaptă că o să cari eu meciul, ești pregătit? Da. Vă zic eu că nu e pregătit, ai Silent, să vadă cum car meciul. Așa, de... A, 10. 10 milioane. N-am așa multe. Sari pe asta, vino aici! Ajută-mă, 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 Silent! Dă-i! Bă, Silent, vezi dacă te mișcai mai repede puțin? Dă-i pe Frank, te miști încet! Ești... Dar lasă că schimbăm după, ți-arăt eu după aia cum se joacă, ok? Hai, ieși, vino cu acel. Bă, frate, bă, ce moment ăsta? Dă-i exit. Dă-i, schimbă-ți ăsta, fii atent, trebuie să-i aleg eu unul lui Ice Island, care trebuie să-ți placă ție rău de... Ăsta devii jucatul și îi dăm ready și fii atent, eu o să sar și tu vei veni după mine. Ok. Gen, tu o să dai pe ăla pe care sar eu, ok? Ăsta o să fie win-ul anului. Bun, mai e o pisică cu noi în match. Cred că mai sunt mai multe, hai să luăm astea de jos. Bum, bum, bum. Ok, dăm așa frumos. O să mă bag în cutie acum, bine, în cutie mi se face ultimata, e super-o pe chestia asta. Așa. Și mergem spre mijloc. Uite, încă o pisică are 4, nu e bine. O să sară, o să sară, o să sară pe mine. Silent! Mamă, ajutor. Dă-i acolo, dă-i pe mine. Nu mai Silent. Nu, dă-i direct play, dă-i direct play. Bun. Eu coordonez meciul acum, da? Da. Bun. Ai Silent doarme. Bă, nu, eu mă concentrez aici. Chiar te concentrezi? Da. Bun, ok, perfect. Așa, dă-i pe la. Asta e combinația cum mă joc eu cu Andrista sau cu Dynamite. Hai pe mijloc, vino încoace. Sunt ăștia deja aici, poate să sară. M-am făcut cutie. O să mergem sus pe Dynamite ăsta. Dai și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta. Bravo. Eu am sărit pe tine și îți dau heal acum. Bun. Perfect, vezi? Îți dau ție heal și îmi dau și mie. Și eu acum, când e cu ăsta, gen arunc un gemotoc așa, gen. Mă fac invizibil acum. E unul aici în tufă, ai grijă. Ok. Ce s-a întâmplat? Nu contează, că mă duc eu acum, dau disengage o secundă. Zici că sunt cu Andrista în continuu, zice disengage. Nu știu jocul ăsta, eu nu știu ce pot să faci și ce pot să fac eu. Tu poți să mă ajuți, Silent. Deci tu de la distanță, când eu sar pe cineva și zic sar, eu când zic pe cineva, ei au probabil 10 ce chestii gen. Au 10 power-up-uri. Eu am 0. Da, nu contează. Dă-i și tu aici în tufă de jos. Nu te faci de jos. Așa. Ah, oh my god, 2 la un litroi. Sar pe ei. Am sărit. Hai! No way! Da, mă. Bă, e bună rău. N-am ce să zic. Uite, vezi, tu ai dat mai mult damage ca mine. Da, deci eu îi țin într-un loc, ca să înțelegi, eu îi țin într-un loc și tu le dai hituri de cocoșes. De play again. Hai. Meciul ăsta trebuie să înțelegi full sinergia ză silențioasă, gen. 250 de lei pentru nimic, ai Silent, doar ca să știi. Pentru un like. Da, pentru un like. Oamenii au apăsat pe butonul de like ca să știe să nu bage și ei banii. Știi ce zic? Asta. M-am făcut cutie. Bă! Vrei să sar pe el? Da. Am sărit pe el.
Am sărit pe el, dă-i cu tălea, dă-i cu tălea. Sar pe ăsta, dă-i. Păi stai că n-am... Brian Silent! Să moară balaurii, gușterii și castorii. Ăla are 6, Crow vine pe tine. Știi ce face? Te mănâncă, gen. Ăla o să te distrugă de viu. De-aia tu stai silent, respect. Ce asta fac, bă, dacă mă lași? Deci eu zic, ăsta era meciul în care noi decideam dacă e ultimul meci sau nu. Eu nu am cum să ies pe win, pe luz. Eu nu am cum să ies de pe jocul ăsta pe luz, ok? Trebuie să văd trofeele pe plus, gen. Mamă, două aici jos? Nu, eu le iau pe alea din stânga, tu le iau pe astea de jos. Că tu le iei mai repede pe astea din dreapta jos. Nu știu că le iau pe alea din stânga. Perfect. Mă fac așa, mă fac căruță, mă duc. Și le iau, jap. Căruță, tu. Da. Vino aici, fii atent, vino după mine. Bun, perfect, hai încoace. Vino după mine, ai silent. Sar pe el. Am sărit pe el, dai. Bravo. Așa, sinergia 2026, Zăsami, ai silent, fii atent, uite-te aici. Mergem la mondiale. Să avem grijă să nu fie cineva aici, Ar trebui tu să verifici bușurile, dă-i la de sus. Le-ai dat cu respect pe ceafă. Le-a dat silențiosul, știi cum? Dă-i. Opa. Sar. Dăi. Vezi că n-am cum să dau, Păi da, nici eu, că mor. Oh, s-a băgat singur. Bun. Stai. Am sărit pe tine. Cu respect. Bun, așteaptă să mi se facă. Fugi în sus puțin. Fugi în sus puțin. Ia-o puțin. Mai așteaptă să mai dau o cutie. Îmi dau cutia acum. Mă duc eu. Hopa, nu. Îmi dau cutia acum. Mă duc așa puțin. Pe cine văd primul, te pregătești, am sărit direct, ok? Probabil sunt ăștia aici jos în buș. Gata, dai. Bravo. Easy win. Uite aici. Nita! Hai, Nita, n-ai ce să mai faci, fratelo, din păcate. Bine! Așa mai vii de acasă, fratelo. Bă, da, nouă de astea, cum se numesc? Boom. Ia uite-le frumos. Nouă trofee. N-ai ce să mai zici. Suntem prea buni la acest joc. Bam, super rare. Ce s-a picat? Coins. Ok, și mie îmi pică. Ok, forță. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Sami împreună cu iSilent la Brawl Stars și am băgat foarte multe gemuri. Pa, pa!